tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În această zi vom face un tort de mere. Pentru ingrediente vom avea nevoie de o mere pentru oala pe care o voi folosi, 2 ouă, 2 plicuri de praf de copt, un plic de zahăr vanilat, 40 de grame de unt și unt pentru un stav, 200 de grame de zahăr, un pahar de lapte, un pahar de ulei și un pahar de zahăr. Așa că să trecem la Primul treabă. lucru pe care îl facem, curățăm coaja de la mere. Acestea sunt mere din propria noastră găzdină, așa că uneori veți mai găsi și pete. Le vom îndepărta și pe acelea. Să nu rămână nicio urmă de ele. Am terminat de curățat merele, le voi tăia în două, voi scoate cotorul. Și le vom uni. Și tot așa până terminăm cu toate merele. De curățat merele, le vom pune deoparte. Voi lua o oală și unt. Vom unge foarte bine această oală. Vom realiza un caramel. Am pus o tigaie la foc încet, adăugăm zahărul și amestecăm până se topește. Când simțiți că începe să se topească, adăugați și untul. Care am pus untul, iar acum repejor o vom întinde. O puneți pe toată suprafața fundului și sub această formă vom adăuga merele. Unul lângă celălalt. Și pe locuri unde nu mai intră, rup un măr. Iar mai apoi, cu o linguriță, voi adăuga zahăr pudră în interior și pe toată suprafața mărului. Puteți adăugați orice doriți. Puteți adăugați zahăr normal sau puteți adăugați mac sau nucă, orice vă este pe plac. Mai departe am pregătit un bol și mixerul. Voi adăuga în bol 2 ouă. Împreună cu zahărul vanilat. Și le voi mixa. Pe urmă adăugăm laptele. Împreună cu zahărul. Voi adăuga și praful de copt. Și uleiul. Și vom mixa bine toate ingredientele până zahărul se va topi. L-am încălzit la 180 de grade cu căldura atât de sus cât și de jos. Iar acum voi adăuga treptat făină și voi amesteca. Cam așa ar trebui să arate consistența aluatului. O voi adăuga peste mere. Voi nivela aluatul, după care o voi pune la cuptor pentru 45-50 de minute. Puteți să o lăsați pur și simplu, iar aluatul se va duce în locul lui, peste tot, adică, și se va uniformiza singur, dacă aveți puțină răbdare. Am scos tortul cu mere de la cuptor, arată foarte bine. Să-l testați cu scobitoarea să vedeți dacă este bine făcut. Iar cu un cuțit facem marginile să fim sigure că aluatul este deslipit. Am pregătit o farfurie
Pe aceasta o voi pune deasupra și întoarcem. De frumos arată tortul cu mere. Dacă doriți deasupra, puteți să adăugați ori zahăr praf, ori frișcă. Îl voi lăsa să se răcească și vom reveni asupra lui. Ce minunăție! Doamne, arată demențial! Acum îl vom orna cu frișcă. Haideți să tăiem o felie să vedem cum arată. Și dacă doriți, deasupra puteți să adăugați mai multă frișcă. Să vedem ce gust are. Dacă bun. Și cam acesta este rezultatul final. Tortul cu mere arată foarte bine. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să dați un like, subscribe și să apăsați clopoțelul de notificare. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. V-am pupat! Pa, pa!